Imagini greu de imaginat cu un reprezentant al guvernului în teritoriu. Vorbim despre subprefectul de Călăraș Ionuț Stan, surprins în mai multe rânduri în ipostaze care mai de care mai ridicole și care nu se potrivesc deloc cu funcția sa de demnitar. Ionuț Stan și-a dat, de altfel, demisia din funcția de subprefect în urmă cu doar aproximativ o oră. Într-unul din clipurile ajunse în spațiul public, îl vedem pe subprefectul de Călăraș, Ionuț Petruș Stan, într-o ipostază greu de asociat cu imaginea unui reprezentant al guvernului în teritoriu. Individul este sub influența băuturilor alcoolice și se chinuie să iasă cu greu dintr-o mașină, mai mult dezbrăcat decât îmbrăcat. În alt filmuleț, subprefectul este surprins în balconul unei clădiri de pe litoral, cum înjură și jignește un alt bărbat aflat în blocul de vis-a-vis. Săracule Căriș, dacă tu ești un sărac, păi sărăciile, îți spune ce face sărăcia, în primul rând. Sărăcia când se vede la mare, la nor, aici, de unde ești, mă? Fii, domnul, de unde ești? Ești de costat, tu nu, eu bag mâna foc, tu ești de costat. Tu nu ești de costat, dar bag eu mâna foc, că tu ești la, de la Pârnaia, de la Tracu, de la Târgu Secuiesc, de la Tracu, de la Pârnaia, de la Săracia de acolo. Că tu ești un sărac care ai venit tu acum, te-ai pus tu la terasă, tu ești o pârnaie de om, ai înțeles o sărăcie dreaptă de om și tu te-ai găsit acum să suni la miliție, să faci tu aia. Tu te dreacu de pârnaia, dreacu de pârnaia, dreacu de săracu, dreacu care ești. Și nu s-a oprit aici. Injuriile au continuat în râsetele celor care îl însoțeau pe Ionuț Stan. Eu nu mai știu cum stai lângă tine, bă. Cum ai mai stat femeia lângă tine? Că de fapt și ea și-a dat seama că tu ești o zdrență. Și ea și-a dat seama că tu ești o zdrență, ordinar. Uite, a plecat lângă tine, da. Iar într-un alt context și într-o altă ambianță, subprefectul de Călăraș a fost surprins când dansa cu pistolul la brâu. Și sunt doar câteva din ipostazele penibile în care subprefectul a fost surprins. El mai apare în fotografii, desenat pe față sau cu cizme de damă și în chiloți.